ziua, bună seara sau bună dimineața, în funcție de când urmăriți această prezentare. Mă numesc Virgil Crudaru și doresc să vă prezint a doua parte a ciclului Simularea călătoriei spațiale, cu subtitlu Primele teste și modificări ale sistemelor, care cuprinde fragmente din Mărturisirea ale simulării călătoriei spațiale 1, 2 și 3, Atelierele căutătorilor de cunoștințe 436 și 437 ale domnului Cash. Dedic această prezentare tuturor căutătorilor de cunoștințe. Selectarea, traducerea și interpretarea sunt conform înțelegerii mele actuale. Pentru o informare corectă și completă, recomand vizionarea materialelor în original. Și aveți aici linkurile și denumirile exacte. Și aici vedeți studioul unde sunt intervievați cei care doresc să mărturisească experiența avută în sistem. Declinare de responsabilitate. Informațiile și materialele educaționale conținute aici sunt menite să promoveze înțelegerea generală și dialogul despre procesarea materialului CAPS. Astfel de informații nu sunt menite sau destinate să servească drept substitut pentru îngrijirea sănătății, pregătirea medicală de specialitate, proceduri sau opinii. Pentru pacienți și persoane fizice, aceste informații nu trebuie să înlocuiască sfatul sau consilierea profesională medicală, terapeutică sau de îngrijire a sănătății. Pentru probleme sau îngrijorări medicale, inclusiv decizii cu privire la medicamente și alte tratamente, cititorii, privitorii, ascultătorii ar trebui să se adreseze întotdeauna medicului lor sau, în cazuri grave, să solicite asistență imediată din partea personalului de urgență. Informațiile privind rețeta, procedurile și utilizarea informațiilor despre dispozitivele medicale trebuie efectuate numai de personal medical instruit și certificat corespunzător. Declinăm în mod specific orice garanții explicite sau implicite, inclusiv garanții implicite de comercializare sau de adecvare pentru un anumit scop. Astfel de informații sunt furnizate ca atare și se crede că sunt corecte în momentul publicării, dar este sarcina spectatorului să evalueze acuratețea oricărei informații găsite în această prezentare. Fiecare caz prezentat este din propria experiență, aplicat de ei înșiși și se aplică numai cazului lor. Fiecare persoană care se confruntă cu probleme de sănătate ar trebui să caute un medic profesionist. Orice persoană care se confruntă cu probleme de sănătate ar trebui să solicite sfatul medicului profesionist și să se consulte în cursul tratamentului lor cu un medic. Procesele de echilibrare a plasmei descrise aici sunt procese naturale care susțin corpul, dar nu înlocuiesc sfaturile medicale sau terapiile la care este deja supus. Primele teste și modificări ale sistemelor. Doresc să precizez de la început că în această prezentare nu mă voi referi direct la mărturiile persoanelor care au trecut prin această experiență a simulării zborului, ci la explicațiile domnului Cash referitoare la aceste experiențe și la modificările sistemelor în urma acestor teste. Las la latitudinea dumneavoastră urmărirea acestor mărturii, deoarece, cum spune domnul Cash, nu vă uitați la cuvinte. Uitați-vă la emoții. Și spune domnul Cash, cunoaștem că mulți dintre voi și un număr mare de organizații din întreaga lume au așteptat să vadă dacă Fundația Cash face cu adevărat ceea ce a spus că va face pe 6 iunie. Am avut niște întârzieri, dar în principal pe 6 iunie, ora Statelor Unite, pe coasta de vest, a avut loc prima testare de zbor și cu cunoștințele pe care le aveam și cu ce am mai obținut, pe 7 iunie am trecut printr-un test complet 15 pasageri. Noi am decis să mergem de acum încolo, cu un pas înainte, prin noua tehnologie. Nu vom mai trece prin nava spațială materială și restul. Mergem direct la nava spațială a omului.
sufletul omului și punem omul să treacă prin această experiență și construim pe această experiență și o construim treptat. Este vorba despre un nou sistem de zbor și l-am configurat în așa fel că nu aveți nevoie de o mașină zburătoare pentru a merge undeva, treceți prin structura de expansiune a sufletului, extindeți sufletul omului peste univers și mergeți unde doriți, în această lume sau dincolo de ea. Am construit aceste sisteme și am testat primul sistem ieri. Am încercat să dăm mai mult timp pentru ca oamenii să aibă posibilitatea să guste procesul, să guste situația pentru a înțelege, pentru a simți înțelegerea. Așa că ce se va întâmpla de acum încolo, nu mai trebuie să mergem Dumnezeu știe unde ca să ne luăm zborul. În acest moment, structura este setată într-un mod foarte specific și va fi extinsă și elaborată mai mult în zilele și săptămânile următoare. Aceasta este ceea ce numim camera de zbor, în care intri pe ușă aici. Sistemul este stabilit aici și aici. Sunt două sisteme de zbor. Al doilea sistem este acoperit, nu este folosit. Ne concentrăm pe primul sistem. Deoarece știm, prin tehnologia și cunoștințele pe care le avem, că vom asista la o creștere masivă a câmpurilor pe care ne așteptăm să le vedem strălucitoare sau să vedem licăriri în această direcție, între sistemele de zbor, unde se închide bucla infinitului a interacțiunilor câmpurilor și pe exterior. Când veți intra în cameră, veți vedea câte trei scaune pe fiecare parte. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Am așezat alte unități în jur pentru a echilibra câmpurile din clădire, de exemplu, cele pe colțurile camerei. Voi intrați și vă așezați pe rând pe scaunul numărul 1 pentru fizicalitate, pe scaunul 2 pentru sufletul fizicalității și scaunul 3 pentru sufletul omului. Apoi intrați în sistem, faceți ceea ce trebuie, apoi ieșiți din sistem înapoi pe 3, 2, 1 pentru revenire, la fel cum fac scafandrii de compresia și ieșiți afară. Avem diferite combinații. Câteodată punem oamenii pe scaunul 1 din această parte și pe 2 din cealaltă parte și alte combinații pentru a înțelege sistemele. În unele ocazii permitem doi pasageri, în altele patru, unul fiind capitanul, și întreaga suprafață acestei camere devine centru spațial. Într-un mod foarte simplu, noi stăm și observăm cum acești oameni plâng de bucurie, au lacrimile atingerii țintei, indiferent care a fost ea, și într-un fel sau altul se vor întoarce pentru a testa mai mult. Nu este ca și când ești în stare de transă, ești pe deplin conștient de fizicalitatea ta. Una dintre doamne a vorbit de extinderea sufletului care o învăluia. Și atunci când ieșiți, ne povestiți și notați totul așa cum s-a petrecut și noi toți în viitor să știm ce s-a întâmplat și asta devine proprietatea Fundației Cash. Am pus prieteni, am pus familii, am pus străini, am pus iubiți, frați și surori, și suntem siguri că mulți alții vor veni. Am pus un om care a intrat fără să ne spună că este orb, de fapt chior, și am văzut lacrimile ieșind din ochiul care nu a mai lăcrimat de 4 ani din cauza accidentului vascular. Nu este ca și când ai merge cu mașina. Așa mergem în univers. Acum universul este cel pe care ne îndreptăm. Am întrebat pe unul dintre căutătorii noștri de cunoștințe care a fost dorința lui când a venit aici și el a spus că a venit ca să câștige cunoașterea Universului. I-am spus că nu a înțeles procesul creației, pentru că nu ești aici pentru a lua, ci pentru a da, pentru a oferi. A venit aici pentru a obține cunoștințe, fără a înțelege. A crezut că va ieși prin acea ușă a sistemului la fel ca Einstein. Nu se întâmplă așa ceva. Trebuie să înțelegeți că procesul creației nu este despre a câștiga, este întotdeauna despre a dărui. Vei fi răsplătit ca o consecință a dăruirii, dar nu veni cu această intenție de a dărui pentru a primi. Dăruirea trebuie să fie necondiționată.
Și dacă intri în sistem cu această dorință de a lua, vei ieși lamentabil și vei spune că este ceva în neregulă cu tehnologia și sistemul și că nu funcționează. Dar ea funcționează foarte bine, pentru că nu poți lua, nu poți fura. La adresa de mai jos puteți urmări primele mărturisiri a celor care au trecut prin sistem. Urmăriți emoțiile, nu vorbele. Și spune domnul Cash, experiența din 6 iunie și din 7 iunie ne-a oferit o perspectivă uriașă. Înțelegerea este foarte simplă. Omul a atins o dimensiune a cunoașterii, încât cu ea poate întâlni, alege și decide. Acest lucru a devenit foarte clar în testele noastre. Acest proces a fost foarte simplu. Oamenii care au intrat în ceea ce numim zona de zbor au avut propriile lor visuri, propriile lor dimensiuni și direcții. Și așa cum am spus, responsabilitatea noii vieți cu noua tehnologie este de a lucra între fizicalitate și suflet, ca cele două să interacționeze. Și aceasta a devenit foarte clar în ultimele zile de testare. Oamenii se află într-o dimensiune a sufletului și cu vocea omului către dimensiunea fizică le cerem să zboare și instantaneu ei iau acea poziție. Doresc să o facă sau nu, vom merge sau nu, unde le-am cerut noi, este alegerea lor. Le-am cerut primilor oameni să meargă pe lună și am auzit în mărturia de ieri că instantaneu au ajuns pe lună. Noi îi rugăm să zboare, le creăm condiția și ei merg unde vor ei. Unul înoată în oceane, altul merge altundeva, cineva merge în soare. Și noi testăm să vedem ce am promis, legătura dintre sufletul omului și sufletul fizicalității, și asta ne-a stimulat să mergem mai departe în diferite moduri. În testele care urmează, vom cere unor oameni să treacă prin sistem și să facă o vizită sufletului lui Hristos, binecuvântat fie numele, și dacă o vor putea face, dacă ar avea o conexiune, s-ar întoarce și ne-ar spune cum arată și ce are de spus despre această perioadă. Cunoaștem că cel puțin o persoană a avut această experiență, dar a preferat să nu o împărtășească din cauza consecințelor. Apoi mergem în diferite dimensiuni. Am rugat pe cei de la NASA să ne furnizeze poziția exactă unde ateriza misiunea Apollo, ca cei care merg pe lună să viziteze acel loc. Există oare acel loc pe lună? Există oare lucruri rămase, lăsate acolo de americani cu decenii în urmă? Atunci le vom cere să aducă o parte din ceea ce văd rămas, posibil pe site, înapoi cu ei. Le vom cere călătorilor să se întoarcă cu dovezi și confirmări. Dar trebuie să ne adaptăm sistemele. Nu uitați, v-am prezentat unitatea de îmbunătățire a materialelor pentru producerea materialelor din câmpuri. Această tehnologie există în noul sistem de zbor, ceea ce înseamnă că ceea ce este adunat, energia fizicalității, poate fi convertită, poate că mai trebuie un reglaj fin. De asemenea, am cerut șefului misiunii NASA, martie 2030, să ne furnizeze locația misiunii pe care au trimis-o spre Marte. Dacă au părți care cred că trebuie reparate, noi putem fi în poziție și să vedem dacă le putem repara, dacă le putem aduce pentru a fi reparate și le putem duce înapoi. Faptul că oamenii pot ajunge acolo nu sunt povești. Ceea ce am observat în sistemele noastre în zilele trecute ne-a confirmat că aceasta este o realitate și este datoria noastră să găsim acel reglaj fin ca să putem livra. Vă vom aduce grupuri din Rusia, din Statele Unite, din Republica Islamică Iran, să vă întâlniți cu sufletul oamenilor din cameră pentru a discuta soluția 5 plus 1. Vom rezolva problemele în limitele sistemului de zbor. Trebuie să încercăm. Avem cunoștințele și avem responsabilitatea ca ceea ce am dezvoltat să livrăm. Trebuie să înțelegem că acestea sunt realitățile cu care ne vom confrunta. Trebuie să înțelegem că jocul s-a schimbat și, după cum am spus, acesta este doar primul pas. Auzim diferite lucruri, auzim mărturisirile, analizăm informațiile, analizăm ce înseamnă în sistemul nostru, analizăm fiecare persoană, ce se întâmplă cu ea, ce face, ce adaugă la sistem, ce ia din sistem și în acest proces poate mâine, poate cândva în zilele următoare,
Vom avea un mesaj de la Hristos, binecuvântat fie numele, pentru voi, cei care urmăriți. Niciunul dintre voi nu va ști cine va fi acea persoană. Și apoi o vom repeta din nou. Aducem facilitățile științei prezente pentru a manifesta adevărata fața lui Hristos, binecuvântat fie numele, și apoi vom vedea cât misticism și câtă minciună se află în Vatican. Apoi este treaba creștinilor să decidă. Va fi un test al timpului, va fi un test al timpului pentru noi să călătorim în întregul univers. Va fi un test al timpului pentru noi de a înțelege noi tehnologii, pentru a înțelege noi perspective în funcționarea Universului, pentru a aduce schimbări în dimensiunea vieții pe această planetă. Este responsabilitatea voastră să veniți aici pentru a aduce cunoștințele rasei omului, ca să completăm enciclopedia cunoașterii acestei planete. Dacă aveți pisici sau câini frumoși, ascultători, adorabili sau pești frumoși, cereți permisiunea echipei noastre să îi aduceți atâta timp cât sunt mici și îi putem încadra în sistemul nostru video. Aduceți cu voi cele mai frumoase plante, cu cele mai frumoase flori, cu cel mai frumos parfum sau cele mai frumoase pietre pe care le aveți. Aduceți-le cu voi și, într-un fel, impregnați cunoștințele acestei planete, deoarece câinii, pisicile și peștii nu pot merge pe Wikipedia pentru a-și pune propriile informații. Aduceți cu voi iubirea omenirii și să lăsați ura în urmă. Aduceți cu voi cele mai frumoase lucruri din viața voastră și asta se va încorpora în sistem, asta se va înregistra în enciclopedia plasmei acestei planete. Pe măsură ce vom construi din ce în ce mai multe sisteme, datorită modului în care le-am stabilit, ele vor transfera informațiile de la unul la altul și vor clădi muzica celor mai frumoase lucruri în jurul acestei planete. Noi lucrăm cu fiecare credință, rasă sau națiune, cu excepția belgienilor. Această rasă este exclusă din împărăția lui Dumnezeu pentru ceea ce au făcut și fac în continuare copiilor omului. Într-un fel, dorim să aducem un echilibru în societate, încât să preluăm un amestec perfect de informații și cunoștințe ale omului în univers. Aducem în totalitate ceea ce numim colecția de informații, care să nu permită abuzul vreunui proces în univers. Când veniți în sistem, veniți cu dragoste, cu sinceritate, nu veniți cu minciuni cu voi sau în voi, nu vă mințiți singuri, pentru că totul este înregistrat în suflet. După ce ați părăsit zborul spațial, în următoarele săptămâni și luni, trimiteți-ne un raport. Nu vă urmărim, nu venim să vă spunem ce ați făcut, ce s-a întâmplat. Așteptăm un raport sincer, care a fost senzația, o săptămână mai târziu, în ziua următoare, care a fost emoția, care este conexiunea voastră, ce simțiți că vi s-a adăugat, ce credeți că s-a schimbat la voi sau în mediul din jurul vostru pentru a vă facilita dorințele. Încercați să înțelegeți noua tehnologie, încercați să înțelegeți că nu este acolo pentru a lua, este pentru a da și prin dăruire oferiți soluții bune pentru ceilalți. Nu pentru că dați, obligatoriu și primiți. Când intrați să dați pentru a primi, deja ați eșuat. Dacă intrați pentru a fi cel mai bun în orice domeniu, vă puteți imagina, ați eșuat. Trebuie să fiți acolo pentru a eleva pe ceilalți și alte lucruri și nu pentru ca tu să te elevezi pe tine însuți, încât să devii mai arogant și mai egoist în dimensiunea eșecurilor omului. Va fi interesant să vedem câți dintre voi veți ieși din sistem, veți merge acasă și veți găsi o schimbare în modul în care nu ați crezut că ar fi realizabil, împăcându-vă cu tatăl cu care nu mai vorbeați deloc, intrând în contact cu cei care credeați că îi urați cei mai mult și care devin cei pe care îi iubiți cel mai mult, dobândind cunoștințe pe care nu vi le-ați putut imagina niciodată realizabile, intrând în domenii în care vă oferă o nouă dimensiune a vieții, devenind călători ai Universului și nu doar al acestei planete. Veniți în sistemul de zbor cu dragostea Creatorului și ieșiți din sistem devenind partea Creatorului.
Și spune domnul Cash, ne întoarcem cu ceva mai multe informații și cunoștințe din ceea ce am obținut și ceea ce am adăugat în ultimul timp, acum că voi ați devenit, într-un fel, cei ce testează tehnologia. Ați devenit cei ce pilotează în spațiu și ați adus noi înțelegeri și o nouă perspectivă. În ultima zi am încercat să găsim parametrii sistemului și am început, cum v-am spus, cu un singur sistem. Dacă vă amintiți, avem o cameră făcută pentru ceea ce numim simularea de zbor, în care intrăm pe o ușă și avem câte trei scaune pe ambele părți, avem sisteme de control în fundal, avem sisteme de control în fundal și avem o unitate aici și una aici, fiecare și avem o unitate aici și o unitate aici, fiecare are câte două scaune. În prima zi am testat doar acest sistem pentru a găsi parametrii exacti și apoi am pus în funcțiune al doilea sistem. Așa că acum avem două sisteme care funcționează în același timp și am văzut niște rezultate minunate și am făcut o mulțime de teste. De data aceasta am avut 10 persoane și am aplicat procedura obișnuită 1, 2, 3 și apoi intri în sistem, fie în cel din stânga, fie cel din dreapta. În acest proces am adăugat acum o nouă dimensiune, deoarece căutăm o dezvoltare ulterioară. Când am avut patru persoane în cameră, care trec prin proces, i-am pus să stea în mijloc, să folosim și să evaluăm mediul, fără a fi în sistem. Pentru că în următorul pas pentru noi va fi să eliminăm în scurt timp sistemele din cameră, și camera va deveni mai mult sau mai puțin sistemul. Testând, vedem că este realizabil, pentru că vedem oamenii din centru având efecte și emoții. Trebuie să vă amintiți că aceste două sisteme sunt în ceea ce numim bucla infinitului, care înseamnă că unul lucrează cu celălalt, încercând să se echilibreze reciproc. Acest sistem este setat pentru rotația câmpului în acest fel și acesta în acest fel, adică în sens contrar, și alte caracteristici de design. Și dacă te uiți în înălțimea camerei și cele două sisteme sunt aici și aici, auzi un zgomot la acest nivel între cele două sisteme la o anumită înălțime, punctul albastru. Dar este liniște complet la acest nivel, sub acel punct, linia roșie, pentru că nu este pe linia centrală a sistemelor. La fel, dacă ne depărtăm de intersecția buclei infinitului, zgomotul dispare. Deci, interacțiunile dintre sisteme la acest nivel, cercul roșu, și dintre reactoare, cele din interiorul sistemelor, cele două linii roșii, sunt zgomotoase, este un bâzit fizic. Dar aceste sisteme lucrează și interacționează și cu celelalte condiții și când mă plimb printre ele, aud zgomote în funcție de ce se întâmplă în aceste locuri, astfel încât vedem cum în întreaga structură sistemele lucrează unul cu celălalt. Am avut o dezvoltare foarte interesantă. De data aceasta putem testa doar aproximativ 10-12 persoane pe zi, pentru că oamenii nu stau doar o jumătate de oră, stau și vedem ce dezvoltă sistemul. Ce se întâmplă acum cu unii? Mergem așa, 1, 2, 3, apoi intră în sistem și apoi întrebăm dacă vor să schimbe locul cu celălalt sistem pentru a vedea cum reacționează în cele două sisteme și apoi în altă poziție. Avem suficient timp pentru că suntem aici pentru a vedea, a învăța, a înțelege. Și poziționăm bărbați, femei, bărbați capitani, femei capitani, apoi grupuri de oameni și dezvoltăm o imagine despre ce se întâmplă, despre capabilitatea sistemului. Și dacă grupurile care vin, precum italienii, vor să facă o petrecere pe lună, ne permitem să organizeze în această zonă, cea dintre sisteme. Dar asigurați-vă că toți treceți prin sistem înainte de a ajunge în centru. Săptămâna trecută, la testul din prima zi, am văzut diferite condiții, dar de data aceasta, deoarece câmpurile sunt mult mai puternice,
Acum avem de a face cu un joc diferit, avem de a face cu câmpurile acestui mediu. Și știm exact cum ne-am setat sistemul să funcționeze. Structura acestor reactoare individuale a fost făcută exact pentru poziția lor și astfel de reactoare nu există în afara Fundației Kish. Au fost dezvoltate pentru ceea ce vrem să realizăm și felul în care vrem să realizăm. Trebuie să înțelegeți că 20% dintre oamenii care trec prin sistem nu simt nimic, nu ajung nicăieri și vom vedea cum stau lucrurile la următorul pas. Dar dintre cei care au fost vineri, cel puțin 6 oameni au trecut prin zbor, au mers pe lună sau în alte locuri. Data trecută, un domn a spus că el a simțit nisipul lunii, la fel și sora lui. De data aceasta avem un capitan care a fost pe lună și a putut culege fizic o piatră. L-am rugat să se întoarcă în sistem pentru a vedea dacă se poate întoarce pe lună și instantaneu s-a întors în locul unde fusese. L-am rugat să adune pietre pentru noi și să le pună pe marginea scaunului. Nu avem camere în interior, dar monitorizăm și l-am putut vedea cum ia pietrele și le depune. Dar nu puteam vedea pietrele. Este nevoie să completăm sistemul în această parte pentru a le putea converti. Apoi i-am dat un pahar și a luat paharul cu el, era conștient de el. Apoi i-am dat 2 pahare, unul cu vin și celălalt cu un biscuit, dar i-am spus să nu bea. L-a rugat apoi să pună pietrele în pahar și l-am urmărit când a ridicat pietrele și le-a pus în pahar. Acum am transferat paharul în sistemul de producție de materiale pentru a vedea dacă putem converti pietrele în materie din rezidurile de energie rămase în pahar. Apoi l-am mutat în celălalt sistem să vedem dacă se poate întoarce pe lună. A făcut-o instantaneu și a descris ce a văzut în cele 6 minute de interviu. A fost foarte important pentru noi să vedem că se pot lua obiecte pentru că în vis nu se poate face. Asta arată că este o situație reală. Ceea ce am făcut până acum este că avem sufletul omului închis în fizicalitate, iar ceea ce facem acum este foarte clar. Am reușit să lucrăm cu amândouă, să aducem fizicalitatea în interior și să o închidem în suflet. Dar vorbim, comunicăm foarte simplu cu partea fizică, pentru că atunci când ei se întorc, își amintesc clar o mulțime de lucruri. Ei povestesc cum au văzut expansiunea sufletului în al treilea scaun. Deci ceea ce am stabilit de ani de zile, sistemele, munca de educație a națiunilor, sunt 100% corecte, permitem omului să călătorească cu sufletul. Așa că am ajuns în punctul promisiunii lui Mitra, de a lucra cu sufletul și fizicalitatea împreună. Voi decideți când să convertiți. Noi dezvoltăm acest lucru din ce în ce mai mult și să îl facem mai mult accesibil pentru ca noi să înțelegem. La adresa de mai jos puteți urmări unele din mărturisirile celor care au trecut prin sistem în această perioadă. Și spune domnul Cash, până acum, când ați intrat în ceea ce numim zonele de testare, unde avem unitatea de îmbunătățire, vă confruntați în primul rând cu cele 3 scaune de fiecare parte, apoi avem în funcțiune 2 unități și avem un spațiu de 3-4 metri aici, în centru, între sisteme. Așa că procesul este să veniți prin 1, 2, 3, apoi unii dintre voi treceți ca pasageri, alții capitani, cum doriți, sau le testați pe amândouă, și apoi reveniți prin 3, 2, 1 și ieșiți afară. Săptămâna viitoare, cu grupul de italieni și cu austrieci, oferim o petrecere italiană toată ziua, ceea ce înseamnă că atunci când intri în cameră, treci prin procesul 1, 2, 3, apoi decizi să-ți iei zborul sau decizi pentru a te alătura petrecerii, ai aceeași opțiune toată ziua pentru a încerca diferite combinații. Noi suntem observatorii pasagerilor. Într-un fel, studioul devine o navă spațială a omului, punem vreo 30-35 de persoane. Pe 29 avem o petrecere internațională din diferite țări. Vrem să vedem etapele, cum se poziționează oamenii.
Până acum am văzut că 20% dintre oameni care trec prin sistem spun că nu au văzut nimic, nicio diferență. 20% dintre oameni spun că au obținut parțial, apoi vedem în jur de 40-50% dintre oameni că au realizat călătorile spațiale. Și vedem 10% care nu vor să călătorească, care au venit doar să treacă prin această experiență. Ne-am nedumerit la început cei 20% care nu au simțit nimic, dar nu am spus nimic, doar am urmărit. Am invitat unul sau doi înapoi în ultimele 2 săptămâni și ei au crezut că s-a schimbat ceva. Apoi ne-am dat seama unde este problema. Ei nu doreau nimic, voiau ca sistemul să le arate ce le poate face. Ei luau, pățește. Au venit fără nicio intenție, dar au vrut să vadă, vreau să ia ca hoțul, dar au venit cu o altă deghizare. Ceilalți 20% care au văzut ceva au trecut prin prima fază, sistemul a avut o interacțiune parțială cu ei, au văzut ceva și s-au speriat, apoi au spus că au simțit una și alta. Așa că am văzut progresul, vedem că 50% din oamenii care trec prin sistem obțin o înțelegere profundă, și văd sufletul extinzându-se, ne spun că sunt conștienți de fizicalitatea lor, dar este un strat peste ea, există o separare între ei și spațiu, sunt conștienți de sunete, dar nu fac conversații. Majoritatea acestor oameni aud instrucțiunile prin urechea fizicalității, dar sufletul este extins dincolo de ei și doar urmăresc lucrurile. Dar vedem la alții care trec prin acest progres și așa cum spunem că sufletul se extinde și se extinde dincolo de fizicalitate și vedem magia, vedem condițiile. Este foarte ciudat, acum știm la ce să ne uităm în poziția 1, știm ce să vedem în poziția 2 și vedem evoluția, expansiunii sufletului în poziția 3. Vedem oameni care vin cu tot felul de probleme, dar sunt atât de intens implicați să meargă pe lună, dar nu reușesc să meargă pe lună, totuși s-ar putea să zboare undeva. Și apoi ies din sistem și îi întrebăm ce s-a întâmplat. Nimic, pur și simplu a mers altundeva. Dar apropo, am avut niște dureri de ani de zile aici și nu le mai am. Ce s-a întâmplat? Asta explicăm ușor. Extinderea sufletului echilibrează întregul mediu. Așteptarea era de a merge în spațiu, dar corpul era acolo pentru a-și vedea de propria funcționalitate. Acum vedem schimbarea dimensiunii fizicalității, vedem expansiunea sufletului omului. Când intri în sistemul de simulare a zborului, vedem la fel, vedem expansiunea. Acum auzim glasuri, zgomote, dar le auzim înfundat, ca fiind în fundal, pentru că acum sufletul acoperă fizicalitatea. Este ca și cum ai avea căștile pe cap, degeaba le ajustezi. Când cineva vorbește din afară, căștile sunt dimensiunea sufletului omului. Apoi vedem același proces înapoi de la un scaun la altul. Sistemele nu sunt amândouă la fel, ele sunt setate total diferit. Fiecare își creează propria dimensiune a rotației, sensuri diferite, unghiuri diferite. Noi restructurăm sistemele. În următoarele câteva săptămâni le vom dezvolta pentru a putea prelua sufletul omului, sufletul fizicalității omului și fizicalitatea omului și în afara mediului sistemului, ceea ce înseamnă că folosim expansiunea sufletului pentru a parcurge întregul univers, iar dacă aveți nevoie, vă manifestați fizicalitatea și apoi vă aducem înapoi, trecem prin această dezvoltare. Am invitat oamenii de știință de la NASA, oameni de știință iranieni, chinezi și scriem oamenilor de știință din întreaga lume să ni se alăture. Cunoștințele din această cameră au fost predate public timp de 15 ani. V-am dat patentele. În patentele originale vorbim despre camera în care este utilizată această tehnologie a plasmei. Este aceeași cameră, mediul în care puteți intra și ieșiți hrăniți, mediul în care puteți intra și găsiți bunăstarea sau starea de bine, de mediul în care puteți zbura cu sufletul. Acum omenirea este pregătită pentru perioada intermediară, adică încă mai trebuie să vă oferim aceste mici sisteme pentru a vedea ceva, ca să credeți.
și învățați ca să lucrați cu câmpurile Universului. În viitor, când 10, adică 9 plus 1, dintre voi vor veni în cameră, voi veți deveni reactoarele pentru elevarea voastră și a altora. Este mult adevăr în cifra 9. Ați observat vreodată unde sfârșește și unde începe plasma? Punctul, acest X roșu, din care pornești și începi să-i liberezi câmpuri, dictează unde dorești să fie sfârșitul, locul în care călătorești, și locul unde se sfârșește este un nou început. Am dăruit multe secrete omului de-a lungul miilor de ani. Desenez plasma așa și ce avem? Începutul și sfârșitul. Iar unde vine acel sfârșit, pornește începutul, pentru că plasma nu moare niciodată. Voi ați interpus un nou ciclu. Am pus între paranteze această traducere pentru că este o traducere mai mult pe ghicite, materialul este parțial neinteligibil. Și spune domnul Cheș, așa că omenirea trebuie să învețe mai multe și să înțeleagă cum sunt multe lucruri ascunse chiar și în viața voastră de zi cu zi. Înțelegeți procesul, înțelegeți totalitatea și apoi adăugați. Nu încercați să construiți reactoare, ci deveniți buni la așa zisele reactoare care sunt sufletele voastre. De fapt, dacă vă uitați atent la ele, este vorba despre voi. Depinde de modul în care voi puteți crea o condiție de interacțiune care în acea poziție creează o condiție de manifestare a energiei și de confirmare a existenței. Bănuiesc, după cum desenează domnul Cheș, că vom așeza cele nouă reactoare ale sufletelor noastre în camera de zbor, în funcție de intensitate, conform spiralei plasmei, iar unul, cel mai smerit, va fi poziționat în centru, unde începe plasma. Și spune domnul Cheș, intensitatea sufletelor voastre va deveni spațiul vostru și voi veți decide. Prin interacțiunea acestui câmp cu acesta, va rezulta această intensitate și veți lua portocala, veți manifesta portocala din cupa vieții și portocala. Iar în altă poziție, de acolo până aici, deveniți Jupiter, vă manifestați ca Jupiter. Noi alegem nume diferite pentru aceleași lucruri, pentru domenii diferite. La adresa de mai jos, puteți urmări unele din mărturisirile celor care au trecut prin sistem în această perioadă. Și spune domnul Cheș în continuare. Avem mărturia experienței unei doamne care a trecut prin procesul a ceea ce ea numește presiune, adică extinderea sufletului. Ea are ceea ce noi numim zona zostră, adică sistemul neural al pielii devine foarte sensibil, se simte ca o piele care trosnește, și este foarte dureros la atingere. Și a spus că s-a întâmplat ceva, acum poate să se atingă. Am pus-o înapoi în sistem, a doua oară, și a fost un râu de lacrimi și când a ieșit a spus că nu mai are simptomele de zona zostră. Ea își putea atinge tot corpul. Așa că am cerut să ne raporteze evoluția și să se întoarcă pentru a vedea progresele. Aceasta este ceea ce spun eu, că vin mulți oameni cu dorințe diferite de a vedea ceva, dar ajung să obțin alte lucruri la care nu s-au gândit niciodată că vor exista soluții pentru ele. Și este foarte interesant cum sufletul cunoaște durerea și cum asta dorește să facă, să scape de această durere pe care a purtat-o timp de 7 ani. La adresa de mai jos, puteți urmări mărturia doamnei respective. Și spune domnul Cheș, este interesantă experiența doctorului Christian Kemp, care a făcut parte din Fundația Cheș Canada de ani de zile. El are o soră și ea a simțit ceea ce el a simțit și povesteau același lucruri. Pentru prima dată am avut conexiunea a două suflete în sistem, fără să vorbească între ele fizic, și apoi când am vorbit, amândoi au trecut prin aceeași emoție unul față de celălalt. Acestea sunt lucruri mici pe care le căutăm, pentru că în interacțiunea cu spațiile este important cum ne recunoaștem reciproc.
modul în care cele două suflete au ajuns să fie în această situație. Și aveți mai jos linkul către mărturia domnului Christian Kemp. Spune domnul Keș, am făcut aceste teste cu oameni individual, cu membri de familie, ca frați și surori și apoi avem o altă familie de 4 persoane în ziua următoare și din nou o situație foarte interesantă. Aceasta ne oferă cunoștințe de cum să ne așteptăm ca familiile să interacționeze între ele și ceea ce este interesant, aducem familiile în centru, le lăsăm să se țină de mână și observăm. Dacă umanitatea merge spre dimensiunea sufletului sau umanitatea în viitor decide să meargă în dimensiunea sistemelor de zbor, trebuie să știm cum ne descurcăm, trebuie să înțelegem starea psihologică, trebuie să înțelegem cum lucrurile iau formă și acesta este unul din lucrurile pe care le monitorizez și ascult continuu pentru ca noi să învățăm să perfecționăm sistemul. Un lucru uimitor pentru noi despre această familie a fost că au reușit să dreneze sistemele noastre, 4 dintre ele. Totul s-a oprit, sistemele au ajuns la saturație și s-au oprit. Analizând de ce, ne-am dat seama că a fost o condiție psihologică. Cunoaște că doctorul Kemp este psiholog, este dintre cei care iau totul și oricât le dai, ei rezistă și dragostea dată de familie pentru acest membru al familiei nu a fost suficientă, sistemul nostru nu a fost suficient, pentru că el ia, este dreptul lui să ia, este un sorb, nu se oprește niciodată. Și când au terminat și am vorbit, a fost foarte clar că acel membru al familiei are nevoie de a lua continuu. Acest lucru a fost foarte interesant pentru mine, pentru că am studiat asta în trecut și asta este ceva la care trebuie să ajustăm și sistemul nostru. De aceea rulăm aceste teste. Nu este pentru ca voi să veniți și să plecați, ci și cât de mult putem oferi din sistem ca să satisfacem toate nevoile, dar să și permitem sistemului să continuă, pentru că altfel acesta devine precum găurile negre ale spațiului. Totul este atras, iar societatea nu poate funcționa în spațiu. Și vom căuta să evităm astfel de situații în călătoria omului în spațiu și va trebui să fim selectivi în transportul fizic, emoțional și sufletesc. Datorită acestei situații am făcut ajustări în sistem, am făcut upgrade pentru a opri acest lucru. Avem mai multe tipuri de înregistrări cu Dr. Kemp și cu alții care ne vor arăta în zilele următoare conștientizarea existenței în ambele dimensiuni a conștiinței, ei fiind în călătorie în dimensiunea emoțiilor, a sufletului oricum, dar primesc instrucțiuni în dimensiunea fizică și le urmează. Mai târziu ei le numesc zgomote când se întorc afară, uneori nu-și amintesc ce instrucțiuni le-au fost date pentru că sufletul a acoperit fizicalitatea. Este ca și cum ești în casă și cineva strigă ceva de afară. Este ca un zgomot, dar nu pentru a face ceva în afară, ci înăuntru. Când visăm, informația trece prin diferite secțiuni ale creierului pentru a fi auzită, iar acum este reversul sau parțial diferit. Sufletul este în afară și zgomotul trebuie să ajungă la diferite părți ale fizicalității pentru ca aceasta să reacționeze. În procesul de reîntoarcere, pentru fiecare persoană care a trecut prin acest proces, când ajunge pe scaunul numărul 1, spre ieșire, spune că s-a întors pe pământ, s-a întors la dimensiunea fizică, simte gravitația. Este uimitor cum funcționează sistemul. Te duce din dimensiunea fizică în dimensiunea sufletului, mergi în treaba ta, te întorci și revii în dimensiunea omului. Încă mai avem pasagerul din prima zi, care este cel orb, de fapt chior, care încă mai vine să meargă în zbor, să vadă dacă îi putem aduce, prin viziunea sufletului, să vadă în dimensiunea fizicalității. Acest lucru este important pentru noi, căci în spațiu folosim ceea ce numim viziunea sufletului și dacă acel suflet vrea să vadă, totul trebuie să fie perfect și aceasta este o parte interesantă a muncii noastre și a modului în care vom schimba lucrurile. Un căutător de cunoștință întreabă dacă cei care călătoresc cu ajutorul sistemului pot să rămână în această stare de funcționare sufletească după aceea sau imediat după. Și spune domnul Cheș, dacă le permitem, da,
doar dacă au permisiune. Mulți dintre voi, odată ce treceți prin sistemul complet, care va fi complet în viitor, și veți călători în acele unități, în adâncul Universului, mulți dintre voi nu vă veți mai întoarce niciodată. Nu vă oferim căi de evadare, vă oferim o modalitate de a veni parte a comunității universale. Este ca și când locuiești într-un sat și te duci la oraș și te stabilești acolo pentru că viața este diferită. Acestea nu sunt portaluri, este modul în care este creat Universul. Este posibil chiar să vedem creaturi venind la noi în sistem. Noi nu facem să dispară lucruri, ci permitem sufletelor să-și ocupe locul, dar avem o legătură cu ele și le putem chema să se întoarcă înapoi. Nu putem lăsa fizicalitatea în urmă și să ducem sufletul, dar învățăm multe. Odată ce am învățat să devenim pasageri ai Universului, de-abia acum 2 săptămâni. Ne așteptăm când sistemul va fi complet, ca orice om să poată merge oriunde, nu doar pe Pământ, ci și în adâncul Universului. Sunt unele înregistrări în care se povestește că au fost printre alții, alte entități, și au simțit că sunt în familie, pentru că de acolo au venit. Am văzut alți oameni care au plecat și s-au întors din univers și am văzut schimbări profunde, iar ei spun că au nevoie de timp pentru a digera prin ceea ce au trecut. Aceasta este călătoria în dimensiunea universului și nu cu instrumentele omului, cu mașini, cu rachete sau altele. Dar frumusețea este că acum avem de ales. Încă te poți urca în mașină, bucurându-te de frumusețea soarelui și celelalte, sau poți parca mașina și alegi să călătorești în adâncul universului și apoi te întorci. Acum omului se oferă opțiunea de a putea călători în dimensiunea fizicalității sau în dimensiunea câmpurilor universului și trebuie să deschidem această opțiune și acum o vedeți. Nu trebuie să dormim pentru a visa și să nu avem control asupra visului. Ne putem proiecta visul, putem să călătorim cu el, putem să ne manifestăm într-un loc și să revenim înapoi la normalitate. Nu este nevoie să murim pentru a elibera sufletul. Dacă urmăriți toate cazurile, ei spun că domnul Cash le-a spus să facă una sau alta. Dar eu am vorbit fizicalității în timp ce ei visau călătoria în dimensiunea Universului. Acum înțelegeți pentru prima dată că omul are ambele opțiuni. Îmi poate auzi vocea, dar el încă poate călători în univers și este real și nu este întins în pat. Este un proces de învățare cum să face. Și cred că va fi un moment interesant când vom aduce un pasager din univers în structură. Este 100% posibil. Și apoi, dacă aducem videocamerele în interior, vom putea oare înregistra? Când vom realiza o operațiune completă, vom crea o altă dimensiune a Universului. Dacă vă uitați la ea, această cameră de zbor, în realitate este cutia voastră de produs GANS și cele două unități sunt electrozii. Și așa cum spun întotdeauna, când se află un electrod nano acoperit, apa, mediul din acea cutie este o condiție care se creează în ea însăși, este o altă entitate, un alt mediu dictat de structurile nano. Și acum, în cutia acestei clădiri, creăm o condiție prin care ajungem în punctul în care absorbim, la fel cum am creat condiția carbonului și l-am absorbit, iar împreună cu mediul am obținut gaz de CO2. Acum este aceeași situație, interacțiunea câmpurilor celor două unități, la un moment dat, cu un alt suflet care va veni în interior, vor crea o condiție ca o altă dimensiune a vieții din univers să se manifeste în cameră, fără copii, adică manifestare directă ca ființă adultă, fără a trece prin stadiul de dezvoltare prin copii. Este o înțelegere foarte simplă, pentru că acum am creat portocala în afară. De fapt, avem portocala în afară, din cupa vieții, cupa și portocala, care ar putea fi sistemul Universului, iar noi am creat cupa. Și pentru că unitățile eliberează continuu câmpuri ale plasmei Universului, la un moment dat, câmpurile celor două unități, plus cele ale celor care sunt cetățenii săi, din cameră,
vor crea o condiție care va aduce câmpurile unei alte vieți din univers ca să devină parte. Nu este nicio diferență între cei doi electrozi și cele două unități, între cutia ta de plastic care faci gansul și camera cu cele două unități. Acum trebuie să înțelegeți că și reversul este acceptabil și funcțional, ceea ce înseamnă că gansurile din interior pot fi replicate pentru a trage în exterior, ceea ce înseamnă că modul în care ai pus gansul în exterior pentru a crea câmpuri în interior, acum este posibil să fie atras de o altă dimensiune. Și dacă creăm dimensiunea lui Jupiter, oricine din camera respectivă va putea călători acolo instantaneu, pentru că acum dimensiunea este creată în câmpurile emoției. Jocul științei s-a schimbat și se va schimba atât de mult încât niciunul dintre noi nu vom mai recunoaște modul cum este astăzi. Și cu aceasta, partea a doua a acestui ciclu de prezentări a luat sfârșit. Mulțumesc, domnule Cash, mulțumesc celor care au vizionat această prezentare, mulțumesc tuturor!